Încă o chestie vreau să vă mai întreb. Legată de mentalitatea fotbalistului român, a venit Christoph Daum la națională, ok, era naționala de seniori, a încercat să implementeze niște metode pentru a strânge grupul, pentru a uni grupul, pentru a relaxa poate grupul. Niște chestiuni care au fost privite de anumiți jucători de la echipa națională cu mare reticență, nu știu, să tragem autocarul, să diverse lucruri, diverse jocuri pe care mulți dintre fotbaliștii români le-au privit cu ostilitate. Și acum o să vă citesc o declarație dată de Mircea Sandu în 2011, după un turneu final unde dumneavoastră era selecționerul național Under 19 și spunea Mircea Sandu, fostul dumneavoastră coleg de la Sportul, nu avem antrenori profesioniști, metodele astea cu team building, cățărări și canotaj nu dau roade. Regret că nu l-am convins pe Săndoi să preia în iarnă lotul. Cum va pica declarația asta și ce se ascunde în spatele ei? La momentul respectiv nu mi-a picat bine. Nu mi-a picat bine la momentul respectiv, pentru că cel care a aprobat programul ăsta n-am fost eu, eu l-am propus. Așa. Iar la momentul la care am propus am avut argumente. Ok. Comitetul executiv care a ascultat tot programul meu de pregătire în două rânduri a fost de acord la momentul respectiv cu aceste metode și cu argumentele pentru ce s-a întâmplat lucrul ăla. Okay. Iar argumentele au fost simple. Nu mi s-a aprobat. Nu. Mi s-a aprobat proiectul inițial de, să spunem, de relocare, de cedarea tuturor jucătorilor de echipă națională de la 92 pentru un proiect de tip Luceafăru, ultimele 6 luni înainte de turneul final. De turneul final. Okay. În două rânduri acest lucru a fost adoptat, a fost aprobat. Okay. După care s-a renunțat la el. Nu mai e bun. Uh-huh. E în condițiile în care eu, înainte de turneul final, am avut 4 jocuri în 6 luni. 4 jocuri am avut în 6 luni, din câte mi-aduc aminte, cu Serbia 2 și 2 cu Macedonia, din ce mi-aduc aminte, a trecut timpul, pentru a pregăti un campionat european în România, uh-huh. Atunci am căutat soluții, iar soluția, din punctul meu, una din soluții a fost ca în acea lună, înainte de turneul final, cu jucători care, la vârsta respectivă, au avut doar o săptămână de vacanță, haide să începem cu o săptămână de team building în care, împreună cu o echipă, o firmă specializată pe așa ceva, la Techir, eu l-am desfășurat niște activități care, într-adevăr, la finalul lor, am observat mult mai multă coeziune între băieți. Da. Asta a fost scopul, da. În paralel cu antrenamentele pe care le desfășuram. Okay. Sigur, că nu făceați doar team building. Nu făceam doar team building, făceam antrenamente, da. Dimineața team building, pe teren, în sală, cu lucruri foarte atractive, cu lucruri în urma cărora toți componenții lotului au fost invitați să spună părerea și să dea feedback la tot ce s-a întâmplat. Uh-huh. Iar din feedback-urile pe care ei le dădeau, noi am interpretat care și, până și care se pretează la acțiunea care urmează. S-au făcut interpretări, care sunt jucători de decizie, care sunt jucători de echipă. Ați făcut acel test de la Clairefontaine, pe care îl folosea și la Wisla Belonia, inclusiv la echipa mare? Nu. Nu? Există un test psihologic pentru jucători, pe care francezii îl foloseau la un moment dat cu atât de multă rigurozitate, uh-huh. Și luau decizii pe baza acelui test psihologic, încât, uh-huh. La un moment dat a fost scos pentru că condiționa cumva, adică jucătorii care aveau un rezultat mai slab la testul respectiv, uh-huh. Nu mai aveau nicio șansă în fotbalul francez, da, pentru nu. Testul fost, psihologic nu ieșise cum trebuie. Nu, au fost niște observații. Okay, deci în urma întregii săptămâni de lucru am avut oameni lângă noi care au observat reacțiile băieților, care au observat gradul de implicare, care au observat relațiile sociale dintre ei. Și am luat niște informații. Deci n-am eliminat un jucător ca urmare a celor informații, doar că le-am pus deoparte și pe parcursul lunii întregi am tras concluzii despre lotul final, luând în calcul toate lucrurile astea. Fotbalul românesc nu pare nici acum pregătit pentru deschidere totuși. Pare încă pentru așa ceva. Opac așa. Da, pentru așa ceva, păi cu toate pozele și cu toate articolele pe care ziariștii le-au făcut prin presă, uh-huh. Da, s-a creat un mare tam-tam pentru așa ceva, dar în alte țări, cum spuneai, uh-huh. Echipa Franței a făcut așa ceva. Au fost înainte de nu știu ce campionat european, au fost la munte și au,
au făcut astfel de activități. Ori mie mi s-a părut foarte potrivit lucrul ăla, pentru că n-am mai avut cele 6 luni de zile. Am zis, ce fac să economisesc timpul? Hai să încercăm și asta. Nici n-a costat mult. Oamenii din Comitetul Executiv, inclusiv președintele, a spus ok, pare ok. Bineînțeles că în condițiile în care tu, în meciul cu Cehia, deschizi scorul, după care pierzi din greșeli, cu o lună de pregătire înainte, Cehia, da. 3-1, după care al doilea meci pierzi cu Grecia, 1-0. Ai ocazii, reușești să treci de la un joc pierdut la calitatea jocului următor superioară, iar la ultimul meci reușești un egal. Mărind calitatea jocului, concluziile noastre au fost că ar fi fost mult mai bine să fie avut mult mai mult timp la dispoziție și ne prezentam mai bine la turneu. Astea au fost concluziile de după turneu. I-ați cerut vreo explicație lui Mircea Sandu după? Măcar așa, ca între prieteni. I-ați spus ceva? Poți să ceri explicații președintelui.